Primul lot din drumul Nordului, cu o lungime de aproximativ 40 de kilometri, este la un pas de a fi recepționat. Lucrările sunt gata în proporție de peste 90%, însă mai sunt necesare unele retușuri înainte de a fi complet finalizat. Suntem în momentul în care putem anunța că începem recepția pe lotul 1 al drumul Nordului, o recepție mult așteptată de maramureșeni și o recepție care sigur va avea nevoie și de multe remedieri pe acest tronson, pentru că chiar dacă începem recepția, asta nu înseamnă că s-a închis contractul. Mai sunt șanțuri, mai sunt anumite lucruri care trebuie rezolvate, dar sunt minore raportat la proiectul în ansamblu, care este în proporție de 99% finalizat. Lotul 2 din drumul Nordului are o lungime de aproximativ 30 de kilometri și va fi gata până la finele lunii iulie. Aici lucrările au fost un pic întârziate, deoarece s-a suprapus cu un alt proiect de reabilitare pe fonduri europene în comuna Remetea Chiorului, unde a fost introdusă rețeaua de canalizare. Aici am avut câteva probleme pe traseu, în special date de un proiect european pe care Remetea Chiorului îl are în desfășurare și unde a trebuit să așteptăm ca lucrările la canalizare să fie executate, finalizate și abia apoi să putem intra cu reabilitarea acelui tronson de 3 km și ceva de drum. Lungimea totală a drumului Nordului din Maramureș este de 72,758 de kilometri, iar valoarea totală a investiției, cu tot cu TVA, se ridică la suma de 231 milioane de lei. Execuția propriu-zisă a drumului a început în anul 2020.